Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt și vouă ce sunt alea ghebe. Sunt niște bureți care cresc acum când e toamnă la butură și sunt grămadă așa. Cum sunt ăștia de aici. Și la noi în partea asta se numesc ghebe. Denumirea științifică nu știu din cartea de biologie. Avem acolo și mai avem aici, la butura asta, la fel. Și am să le iau și am să le fac usturoi. Am să vă arăt și vouă. Cei care sunteți de la țară, poate deja știți cum să pregătesc astea. Dar am să vă arăt cum le culeg și cum le pregătesc. O să le iau de aici. Da. Așa, o să le luăm de aici. Am și un cuțit. Dar mai mult le rup. Nu le tai cu cuțitul. Normal, astea ar trebui să le iei cu totul, cu rădăcină, dar... Sunt niște buturi aici de prun și nu pot să le rup. Și eu o să iau așa pe fiecare, câte una, câte una. E cam greu. Toate? Luăm pe toate. Și să le pregătesc, da, Patrick? Astea sunt ghebe mari. Da, sunt mari astea. Ce? Acestea? E ce ghebe astea? Astea sunt mari. Astea cresc numai la buturi. Și la unde e pădure din asta cu frunză, dar trebuie să fi plouat înainte ca să crească. Și nu aveți cum să le încurcați pentru că sunt grămadă. Și singurele ciuperci care sunt acum când e frig și timp din ăsta urât sunt ghebele. Sunt foarte sănătoase, eu am să le fac usturoi, așa îmi plac. Alții, prin partea Moldovei, le pregătesc ca un fel de zacuscă cu ghebe. Parcă știu eu. Dar eu am să le fac usturoi. Și pot să le pregătesc și pentru iarnă. Astea se pot face și iarna. Uite, vedeți? Așa e. E cu totul dintr-o singură rădăcine, rest are cât un stol din ăsta. O să le iau. Chiar aveam poftă de niște ghebe. Așa. Ăla de acolo cred că am să-l las pentru data viitoare, că mi-ajung astea de aici. Dai-l-a. Da. Să crească? Da. Ups, am dat-o acolo. O trebuie să... Sunt chiar ghebe. Sunt ghebe frumoase. Nu le-am mai văzut până acum ghebe.
Ghebele astea sunt cam mici. Da, alea lasă-le. Nu cam mici. Să știți că se folosesc și cozile, sunt bune. Sunt comestibile. Lasă-ți că le iau eu, să nu te murdărești. Cam așa am făcut un lighean. Am să merg să le spăl și după aia vă arăt cum le pregătesc. Acum le luăm, le punem la spălat. Să vedem dacă... Lăsăm puțin în apă. După care le scoatem în castron. Acum le luăm pe fiecare și le spălăm. Le spălăm. Le dăm până 2-3 ape. Dacă au noroi pe ele, pământ, le dăm în 3-4 ape. Dacă e curat, le dăm doar prin două ape. Și arată după ce i-am spălat. Acum urmează să-i tocăm și să-i punem la fiert. La fiert, la prăjit, nu știu cum să zic. Să tăiem. Acum le luăm și le tăiem felii mari. Nu prea pot eu cu o singură mână, pentru că într-o mână țin telefonul. Deci le tăiem felii mari, așa. Ați înțeles? Cam așa. Deci așa trebuie să fie felii mari. Am să toc toate ghibele, după care am să le pun în castron, după care tocăm 4 cepe și le punem la călit. Așa arată după ce le-am tocat. Am tocat și ceapa, am tocat așa cu bulețe. Și acum urmează să punem ceapa la călit, după care punem ghibele și curățăm usturoi. Deci așa văd că m-ar trebui tocate. Și ceapa la fel. Am pus uleiul la încins. Acum punem ceapa. Amestecăm cu o lingură de lemn. Și lăsăm să călească așa ușor. Mie nu-mi place să fie ceapa, cum să zice, ars așa, nu știu, prăjit. Amestecăm în ea așa, să nu se ardă. Sau dacă vă place călită bine, o lăsați, lăsați mine să încingă uleiul, după care aruncați ceapa. Mie îmi place să fie așa moale, nu arsă. Și de-aia amestec tot timpul ea până să moaie. După ce se moaie, pun ghebele. După ce s-a înmuiat ceapa, punem ghebele. După ce ne-am pus, ne asecăm așa ușor. Ele își vor lăsa apă. Așteptăm așa să
se amestece cu ceapa. Să-i dea gust. După care punem un capac și îl lăsăm să înăbușească. Cam așa arată. Între timp am trecat și usturoiul. Să mai mestecăm puțin. Trebuie să mestecați că asta se lipește. Și o lăsa să fiară. Până scade. Nu scade apa asta, atunci punem usturoiul și o luăm după foc. Ce aromă! Foarte frumos! Cam așa arată. Trebuie să scade toată apa asta. Când o să scadă apa, punem usturoiul, dar trebuie să mestecați aproape mereu. Tot timpul în ele, pentru că se lipesc repede și nu sunt bune dacă se lipesc, că s-afumă. Da, și arată extraordinar și au un gust așa de bun. Extraordinar. Vă recomand să mergeți prin pădure să le căutați. Să faceți și voi acasă ceva sănătos. Cam așa arată după ce a scăzut apa. Oprim focul cam puțin. Extraordinar. Punem usturoiul care l-am pisat. Și mestecăm. Și cam asta a fost. Așa arată în farfurie. Sunt foarte, foarte bune. Îți place? E bun?